Mihai lui Eminescu. Și am fost, sigur, am fost chemat de tovarăși, am fost găsit după asta. Eram șapte ieși și din șapte ieși s-a găsit unul care ne-a denunțat. Da, care ne-a denunțat. A rămas o amintire luminoasă. Un coleg al meu care a murit sărac, s-a sinucis, Popescu, Constantin Popescu, îmi vorbea cu lacrimi în ochi despre moartea lui Motrescu. Chiar eu veneam la el, stăteam o noapte, două, zic, te rog, postești, poate vreau să aflu, să scriu despre asta, cum l-au descoperit în Prut. Povestiți-ne și nouă, pentru că noi, generația mai tânără. Și că l-au descoperit în Prut, necat, sigur că a fost necat. Cu siguranță a fost lucrul ăsta organizat, bine organizat, pentru că am vrut să scape de el. Cum am vrut să scape și de Eminescu, săracul. Eminescu doar a fost asasinat. Aduce argumente foarte puternice Teodor Codreanu în cartea sa Dublă sacrificarea lui Eminescu. Foarte credibile argumente că Eminescu a fost îmbrăcat cu forță. În camasă cea de forță, în baie, pe când se afla în baie, a vrut să scape de Eminescu. Protipendat a vrut să scape de Eminescu, da. Și a fost asasinat, îmi pare rău, ne pare rău la toți, ne pare rău, dar aici dacă au știut despre asta și prietenii lui au știut și dascul lui Maiorescu, Tite Maiorescu, au știut despre asta. Eu abordez această problemă în ultimul meu roman. Mă străduiesc să abordez în felul meu așa. Ați adunat în buchetul vârstei dumneavoastră 72 de toamne aurii, da? Dacă da, nu greșim. Da, mulțumesc, uite, vă dorim multe toamne de acum încolo. V-aș ruga să ne mai spuneți unde reușiți să publicați toate creațiile dumneavoastră. Să știi că în ultimul an în România. În România, pentru că aici neapărat trebuie să găsești un sponsor. Uite, ultima carte mi-a sponsorizată fostul șeful fiscului din Republica Moldova, un patriot adevărat, zice Ion Prisăcaru, care și-are soție de aici, din Kamenka. Da, el trei cărți de poezie mi-a sponsorizat, e greu să-ți găsești sponsor și mie, eu sunt așa un fire când nu-mi place să îmblu cu mâna întinsă. Se mai găsesc foștii mei studenți, foștii mei elevi, care au devenit între timp bogați și mă întreabă singur, nu ai nevoie de bani. Dar așa, în București, vreau cu acest prilej chiar să le mulțumesc lui Vasile Poenaru, un poet foarte bun de forță de la șeful editurii, directul editurii E Literatura, așa se numește din București, E Literatura, care după ce mi-a publicat o carte de versuri, se numește Sexul Cuvintelor, intrigant, nu? Sexul Cuvintelor, numai el putea să mi-o publice, foarte, mi-a editat trei volume, mi-a reeditat trei romane ale mele, despre Don Juan, am o trilogie despre Don Juan, trei volume mari, solide, pe care mi le-a lansat în cadrul Gaudiamus, târgul Gaudiamus, vestitul târg Gaudiamus, de la care am venit întinerit, am revenit în Republica Moldova, văd în mine, am revenit cu, poate naiv, sunt naiv, am revenit cu o convingere, o mică convingere, să o numim așa firavă, că acolo sunt mai mult apreciate decât în Republica Moldova. Am avut o lansare de carte la București, în cadrul târgului, de toată frumusețea, la care au asistat profesori universitari, critici de literari, foarte solizi, scriitori, care au vorbit la temă despre romanele mele. Eu m-am întors de acolo în aripat, pur și simplu în aripat. Zic, Doamne Dumnezeule, îmi spuneam, dacă era întâlnirea asta, să fi fost mult, cum măcar cu vreo 10 ani în urmă, cum m-ar fi înaripat, cum m-ar fi încurajat să scriu cărți. Adică, pentru că sentimentul zătărcii, știi, dumneavoastră, cunoști dumneavoastră, este foarte nesuferit. Creezi, dar pentru cine creezi? Te citești de cineva, dar pentru cine te la București să citești romane? De asta mi-au reeditat aceste romane care au fost reeditate la Chișinău. Pentru primul roman a fost declarat cea mai citită carte în 2011. Se poate descoperi lucrurile pe internet,
Biblioteca Națională face un top în fiecare an, cele mai citite cărți, 10 cărți, și a mea a luat premiul întâi, chiar mă mândresc cu lucrul ăsta, și a auzit domnul în poenarul despre te-a citit, mi-a citit cărțile și dă-mele și mie, dă-mele și mie să le reeditez. Și am fost editat și de două edituri din Iași, de la Timișoara. Mi se editează cărți în România, credeți-mă, foarte lesnicios îmi sunt editate cărțile, fără probleme. Trimit manuscrisul și mi-l editează fără probleme. E o fală, poate, din partea mea, nu e modest din partea mea, dar fără niciun fel de probleme îmi editez cărțile în România. Vreau să vă mai întreb, domnule Gheorghe Calamanciuc, dacă găsiți o ferestruică deschisă și la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, acolo unde sunt printre membri se numără și Arcadie Suceveanu, Nicolae Spătaru și mulți alții. Am un poem în această ultima carte dedicat lui Arcadie Suceveanu. Mă mândresc că băștenașul meu, patriotul nostru, stă în fruntea Uniunii Scriitorilor, este un președinte dragă, nearogant, dar care zămislește, înfăptuiește lucruri concrete. Este președintele care ne-a chemat la Uniunea Scriitorilor, în fața casei Uniunii Scriitorilor, ca să ne declare ca să declarăm și noi deschis că Uniunea Scriitorilor pledează pentru unire. Pentru unirea Republicii Moldova cu România. Este președintele, unicul președinte, eu nu vreau să-l blamez pe fostul președinte, domn, dar este foarte îndrăzneț. Arcadie Suceveanu este un om foarte curajos. Nu e un poet, este un poet de excepție. Eu îl consider cel mai bun poet în momentul actual din Basarabia. V-ați gândit cândva, domnule Calamanciuc, și nu numai din Basarabia, atunci când veți ieși la odihna bine meritată, la pensie, să reveniți acasă în satul dumneavoastră? Vreau să fiu mormântat. Am luat și un certificat din primărie, mi l-a eliberat fosta primăreasă, ca să poată trece sicriul meu vama, fără probleme. Un certificat, precum că mi s-au rezervat un loc de mormântare în cimitirul Mihorin. Vreau să revin lângă părinții mei. Am și la Bălți, în două locuri. E prea devreme să vă gândiți la așa ceva, dar vreau să vă întreb dacă ați mai vrea să mai pășiți pe cărările copilăriei de altă dată. Ar vrea trupul meu să se odihnească în hleiul Mihorinilor. Și câteva amintiri frumoase din această zi de Paște petrecută împreună cu românii din regiunea Cernăuți, aici și pe strada domnească. Da, dar cum am venit pe proaspăt de la întâlnire de la stejarul Ștefan cel Mare. Fantastic, le-am spus concetățenilor mei, le-am spus, dragilor, colegii mei de la universitate, colegii mei de la Teatrul Național, m-au rugat să vă transmit. Dar clar, limpede să vă transmit, că ei n-au de gând să revină în sânul patriei mamei fără dumneavoastră, adică fără românii de aici. Din Ținutul Herții și din Bucovina. Cu inima și sufletul întotdeauna a fost o unitate și vom rămâne dacă... Sigur, a fi o mare nedreptate să revină Republica Moldova, dar asta este inevitabil. Să revină fără românii de aici. Asta ar fi o catastrofă. Domnule, asta ar fi o catastrofă. Cum vi s-a părut întâlnirea de astăzi cu cititorii dumneavoastră, cu românii? A fost așa o întâlnire mai de suflet? Da, o întâlnire de suflet. Regret foarte mult anii ce au trecut când n-am avut asemenea întâlniri. Am fost, de fapt, invitat de câteva Vasile, dar vedeți, eu vin numai la sărbători, că pot veni doar la sărbători. Dar dumneavoastră convocați ședința, el își convoacă ședința și am spus, dacă o faci în a doua zi de Paște, vin. Cu siguranță că pentru că în a treia zi de Paște trebuie să plec și de acum, după Paște, imediat plec la București. Trebuie să plec la București cu probleme de sănătate. Avem alte probleme. Domnule Gheorghe Calamanciuc, vă mulțumesc din suflet în numele telespectatorilor Book Press TV.
în numele telespectatorilor TV Bucovina din Cernăuți și, dacă se poate, un gând și o urare adresată tuturor românilor de acasă și din lumea întreagă, cititorilor dumneavoastră. Să-i încurajăm cum nu se poate mai mult, să-i încurajăm pe oamenii ăștia care nu cunosc istoria neamului, care nu-și cunosc trecutul, care, mai ales tineretul ăsta, Doamne Dumnezeu, din ultimii ani, care cunosc istoria numai de la 1940 încoace, de la ocupație, să încurajăm pe oamenii ăștia simpli, să ne deplasăm cumva în sânul lor, să ne deplasăm cumva prin sate. Nu știu cum s-ar face lucrul ăsta, să iluminăm, că e multă deznădejde. Multă deznădejde, oamenii trăiesc rău, din ce în ce mai rău, și cu pensiile, și cu salariile. Și când le vorbești acum de patriotism, știi, dumneata, cam nu prinde uneori, cam nu prinde, dar trebuie să activăm. Trebuie să-i rugăm pe pedagogi, pe învățători, pe ăștia de la grădiniță, pe învățători, să le vorbească de la grădiniță, de clasele primare. Eu am avut studenți pregătiți, eu am lucrat la universitate mulți ani, pregătiți pentru filologie, profesori de legislatorul, și pentru grădiniță, și pentru clasele primare. Și m-aș adresa pe această cale, măi, tu dacă mai țineți minte pe dascălul vostru, Gheorghe Calamanciuc, Duceți cuvântul, eu știu, cuvântul ăsta al unirii, al reunirii cu patria mamă, duceți-l cât mai des printre țăranii noștri, care stare amărâți. Trebuie să iluminăm cu orice preț, trebuie prin eforturi comune să ne... Noi ne întâlnim intelectuale, dar ce facem noi cu țăranii ăștia, care stare necăjiți? Cu lumea plecată, multă lume pleacă, se înstrăinează, cei care pleacă la Roma, în țările Europei, bine că pleacă pe de o parte, acolo își luminează mintea, își dau seama cum se trăiește în Europa. Și în ce mizerie, își dau seama în ce mizerie trăim noi. O mizerie de nesuportat. Dar care pleacă în orașele Rusiei, e dezolant, domnule, e dezolant. Ei n-au să aibă, îi argățesc pe mafioții ruși, mafioții, nu lucrează la întreprindere de stat, îi argățesc mafioții, inclusiv și nepoții mei, și n-au să aibă la bătrânețe pensii, e dezolant, dragă, eu le-aș plânge de milă, nu numai decât trebuie să stați pe post, totul ce vorbesc, toate durerile mele, vedeți că mă bâlbâi pentru că am emoții, eu foarte mult țin la țăranii noștri români. Dar ați văzut că am fost căruțaș după clasa 7-a. Am lucrat în colhoz, îmbram cu căruța și cu cartea în căruță. Mulțumim din suflet pentru că Mulțumesc dumneavoastră. Ați fost atât de amabil și v-ați deschis inima în fața telespectatorilor noștri. Sănătate multă și vă mai așteptăm cu drag să reveniți acasă. Mulțumesc, am să revin.